Vă salut, dragii mei prieteni. Revin astăzi cu un videoclip despre porumbeii de zbor ai crescătoriei noastre. După cum vedeți, mă aflu în compartimentul femelelor de zbor ale crescătoriei noastre. Au rămas mult mai puține, vedeți, spațiu este mult mai mare, mai aerisit și am încercat să egalizăm puțin femelele cu numărul masculilor existenți în crescătorie. Și astăzi va avea loc o nouă preîmperechere la compartimentul de zbor și cu porumbeii de zbor ai crescătoriei noastre. Vedeți, fetele sunt foarte liniștite, toate sunt pe fagure, toate la locul lor. Din punct de vedere al sănătății se prezintă impecabil, după cum cred că puteți vedea și voi pe aceste imagini. Arată într-un fel deosebit porumbei, lucru care ne bucură și care ne face să mergem mai departe cu încredere și care ne dă speranțe că lucrurile vor decurge în noul sezon care vine într-un mod foarte, foarte bun. O să intru puțin și la masculii de zbor ai crescătoriei noastre înainte de a le da drumul la această nouă preîmperechere. Au avut parte de câteva preîmperecheri până acum, este data de 5 martie 2021 și încă porumbeii zburători ai crescătoriei noastre vor mai sta o perioadă separați, dar aceste preîmperecheri sunt extraordinar de importante și tocmai de aceea v-am sfătuit și pe videoclipurile anterioare pe care le-am făcut pe acest canal legate de acest subiect să faceți aceste preîmperecheri, deoarece or să vă ajute mult pe viitor. Haideți să mergem un pic în boxa masculilor. Mă aflu acum în compartimentul masculilor de zbor ai crescătoriei noastre, care de asemenea se prezintă într-un fel impecabil. Îi vedeți destul de liniștiți, destul de cuminți, dar în scurt timp o să vedeți ce agitație va urma în momentul când vom introduce femelele la ei în compartiment. O să fie din nou o perioadă de haos, dragostea va pluti în aer și porumbeii o să vedeți or să fie extraordinar de bucuroși de această nouă reîntâlnire. Cred că se vede foarte bine pe aceste imagini cum arată porumbeii. Noi suntem extraordinar de mulțumiți și în același timp așteptăm ca ceea ce ne-am propus să se împlinească. Așteptăm ca aceste păsări să răsplătească pe undeva prin rezultate munca depusă de noi în crescătorie. Condițiile pe care încercăm să le oferim și trebuie să fie o conlucrare între noi și trebuie să ne mulțumim reciproc. Haideți să introducem femelele aici în compartimentul masculilor. M-am reîntors în compartimentul fetelor. Deschidem. Știți foarte bine cum e construită crescătoria noastră. Deschidem ușa de acces între cele două compartimente și uitați ce se întâmplă deja. Ia uitați femelele cum toate zboară în compartimentul masculilor. O să închidem ușa acum, dragii mei. Ia uitați și aici, o mare de porumbei și o să mă duc să stau câteva minute împreună cu ei. Ia uitați-vă, dragii mei, ce agitație. Deja sunt pe boxe. Le-am deschis jumătatea de cuib care era închisă, le-am întors cuiburile și ia uitați-vă cum deja fac naveta și intră în boxe. Vedeți? Foarte dornici de împerechere sunt. Să vă arăt așa
aproape în fiecare boxă găsim femela înăuntru, plus ce avem pe jos aici, unde dragostea este la cote maxime, la cote înalte. Foarte frumoase momente, dragii mei. Sunt momente în care îți place să fii columbofil. Vezi atâta bucurie, vezi atâta agitație, atât tonus. Și știi că va urma un nou ciclu. Vor urma puișori, vor urma din nou toate să le luăm, să le luăm la rând ca în fiecare an. Dar aceste lucruri ne bucură, aceste lucruri fac ca viața asta columbofilă să ne țină în priză. Ne place să facem acest lucru și tocmai de aceea aceste momente sunt unele foarte, foarte plăcute, zic eu. Ia uitați și aici. Adrenalină, acțiune, dragoste, păsări sănătoase, păsări care se prezintă foarte, foarte bine. Aici trebuie să zicem că este și meritul nostru și încercăm să selectăm și să ajungem la acele păsări care or să ne mulțumească din toate punctele de vedere. Cred că este un videoclip destul de plăcut, un videoclip care vă face plăcere să-l priviți. În același timp, cred că și în crescătoriile voastre se întâmplă acest lucru și de asemenea cred că vă bucurați să priviți porumbei în asemenea situații, în asemenea ipostaze. Eu unul, pentru mine aceste momente sunt momente de bucurie, momente de liniște și momente de relaxare. Ia uitați cât de frumos se duc ei. Ce mă, tu vrei două? Toată lumea în forță, toată lumea în acțiune. De asemenea, este un semn că nu avem porumbei bolnavi, porumbei cu probleme, altfel i-am fi văzut retrași, i-am fi văzut stând apatici, fără niciun fel de acțiune, fără niciun fel de energie. Nu se pune cazul la noi în crescătorie de aceste lucruri, dragii mei, și acest lucru ne face să fim mulțumiți și mândri de păsările noastre și de munca pe care o depunem pentru și împreună cu acești porumbei. Atât astăzi, ați văzut din nou porumbei de zbor ai crescătoriei noastre, de această dată într-o ipostază în care este foarte multă acțiune și anume o nouă preîmperechere. Cred și îmi doresc să vă placă ce ați văzut pe aceste imagini. Îmi doresc ca și în crescătoriile voastre porumbeii să se prezinte la fel, în aceleași condiții. Starea lor de sănătate să fie una foarte, foarte bună și în același timp să puteți să vă ocupați de ei exact așa cum vă doriți și să le oferiți ceea ce le trebuie. Până la un nou videoclip, eu vă salut cu tot respectul. Vavi Pigeon Loft este numele canalului meu de YouTube. Distribuiți postările mele, abonați-vă la canalul meu de YouTube, apăsați clopoțelul acolo în dreapta pentru a primi notificări de fiecare dată când postez. Și în rest, vă doresc numai bine. La revedere și toate cele bune! Vă salut cu tot dragul!